Grădinarii, bonele, menajerele, zugravii sau cei care plimbă câinii vor plăti taxe la stat. Raluca Turcan vrea să reglementeze toate aceste servicii casnice, astfel încât oamenii să nu mai lucreze la negru. Și mergem acum la colega noastră, Roana Rotaru. Roana vine cu mai multe informații despre această decizie a ministrului. Bună dimineața! Bun găsit! Ministrul Muncii Raluca Turcan vrea să oblige muncitorii la negru să plătească contribuții la pensie și sănătate. Vizați sunt 1,2 milioane de români, cei care prestează activități casnice, cum ar fi bonele grădinarii sau femeile de serviciu. Cum va funcționa acest nou sistem de taxare, de plata contribuțiilor? Practic, angajatorul trebuie să meargă la Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă, de unde va cumpăra niște tichete tipărite. Fiecare tichet are o valoare de 15 lei. Cu aceste tichete, practic își plătește prestatorul, adică bona, grădinarul, femeia de serviciu, iar acesta, la rândul său, va transforma tichetele în numerar. Practic, din suma brută, statul ia 79,2%, prestatorul ia 79,2%, iar statul ia 20,8%. Ca să înțelegeți mai bine, am să vă dau și un exemplu. Dacă acum o bonă încasează un salariu de 2500 de lei în mână, după ce va trebui să plătească contribuții la pensie și la sănătate, va încasa doar 1980 de lei, diferența de 520 de lei, practic, este contribuția bonei la pensii și la sănătate. Roana, mulțumim foarte mult!